Bine v-am găsit, vă spunem, din Vicovul de Sus, o emisiune pe care o înregistrăm pentru dumneavoastră aici, în zona Vicov, în nordul României, la granița cu Ucraina. Interlocutorul nostru e o persoană pe care n-ați mai văzut-o de la Alfa Omega decât o singură dată într-o știre pe care noi am difuzat-o în urmă cu 5 ani, ultima dată când am fost aici, în această biserică unde înregistrăm această emisiune. Este vorba de Biserica Sfânta Treime din Vicovul de Sus și îl avem alături de noi pe pastorul acestei biserici, pe fratele Mihai Bujdei, pe care l-am mărisat și cu acea ocazie într-o știre prin care marcam începutul în 2014 a lucrărilor la construcția noii biserici pentecostale Sfânta Treime. Mulțumesc, frate Mihai Bujdei, că ați acceptat să fiți invitatul nostru aici în biserica dumneavoastră. Și eu mă bucur că am ocazia să revin din nou într-o emisiune în care pot să transmit bucuria care Dumnezeu ne-a dat-o de a avea o biserică frumoasă, o biserică care Dumnezeu ne-a ajutat să o construim în aproximativ 2 ani de zile, din 2014, din mai până în 2016, iunie 19, exact, ziua pogorârii Duhului Sfânt, când am inaugurat-o. A fost o bucurie pentru noi ca această construcție să o putem face în regie proprie, cu oamenii din comunitatea noastră, tineri, bătrâni, copii, toți am fost implicați aici, prezenți pe șantier, după cum poate s-a văzut din știrea difuzată anterior. Am fost surprinși și noi, ca și comunitate, ceea ce poate Dumnezeu realiza cu niște oameni care se pun la dispoziția Lui. Nu resurse multe, nu oameni cu experiență, oameni simpli, oameni de la țară, pot să spun așa, dar care Dumnezeu ne-a binecuvântat, punându-ne împreună să putem să realizăm ceea ce se vede. Pentru ca să introducem în atmosfera discuției noastre, să vorbim puțin despre Vicov, despre provocările spirituale, despre repere spirituale acestui oraș deja, vreau să prezentăm secvențe din știrea pe care am realizat-o și am difuzat-o în toamna anului 2015 cu dumneavoastră și pe vremea ce erați aici pe șantier. Biserica aceasta în care înregistrăm acum era la fază de început, o vedeți și din știre, după care revenim pentru discuția noastră. Vicovul de Sus este o localitate din județul Suceava, așezată la granița cu Ucraina. Aici, creștinii există din vremuri în care dragostea față de Dumnezeu era crunt pedepsită. Pot să spun despre pocăință că am venit, era și pe vremea lui Antonescu, când pocăința era persecutată. Și la noi, în Vicovul de Sus, când îi prindea pe frați și surori la rugășiunii unde erau, îi prindea acolo, îi lua cu scaunile în spate, îi dușea la curtea marțială la Cernăuț. 25 de ani de pușcărie le da. Acolo erau, chiar și executați au fost, la Cernăuț, acolo la închisoare. Asta nu spovește o realitate ce am petrecut-o noi în Vicovul de Sus. Creștinii din Vicovul de Sus nu și-au lăsat credința, iar sacrificiul și statornicia acestora au adus roade bogate pentru împărăția lui Dumnezeu în anii care au urmat. De prima dată când a pășit pișorul meu în casa Domnului, era sub 50 de persoane în total și acum sunt aproape la 7000. Așa au dat Dumnezeu și acum în centru se construiește o biserică mare. Creștinii pentecostali din Biserica Sfânta Treime au perceput nevoia de a construi o nouă biserică în Vicovul de Sus. Astfel, în luna mai a acestui an, au decis că este timpul să se lasă conduși de mâna lui Dumnezeu în procesul de construcție a acestei noi clădiri. A fost pentru noi o provocare, întrucât ne gândim că înaintașii noștri au fost aceia care au construit biserica acum aproximativ 30 de ani în urmă, iar noi, la rândul nostru, trebuie să facem ceva pentru generația care urmează, gândindu-ne că acum este o posibilitate când se poate face. Lucrarea aceasta a început ca o provocare a unui grup de tineri care au cumpărat, practic, suprafața de teren de 33 de ari. Dumnezeu a pregătit și banii necesari pentru ca să se cumpere terenul, apoi Dumnezeu a dirijat toate lucrurile și a lucrat la inima acelor oameni care au trebuit să aprobe toate autorizațiile și tot ce este necesar pentru construcție și pentru ca construcția să avanseze. Și chiar a fost o binecuvântare pentru noi să demarăm această lucrare în data de 19 mai. Iar acum, în data de 27 septembrie, a ajuns la un stadiu care, efectiv, pe
pe noi ne-a uimit. Clădirea este o structură în cadre din beton armat, cu un regim de înălțime 23 de metri și ceva, cu un demisol foarte larg, o zonă de parter, sala bisericii și niște anexe în față, cu trei etaje realizate în structură mixtă, cadre și zidărie portantă și o mansardă care va fi foarte înaltă în zona de fronton, unde va fi și punctul maxim 23 de metri, cu o flacără în vârf, simbolul probabil al acestei biserici și comunități în prealabil. Lucrările au progresat cu repeziciune, iar comunitatea a dat dovadă de multă disponibilitate și interes față de construirea acestei noi biserici. Un grup foarte unit, o forță, să spunem, atunci când sunt împreună, poate și vedea nivelul la care am ajuns. Mâna lui Dumnezeu am simțit-o în fiecare zi. Eram puțini, eram 3-4 și în fiecare zi Dumnezeu trimitea oameni cât era nevoie. Când s-a cofrat prima placă pentru demisol aici, au trimis oameni meseriași care nu erau chemați, m-au sunat, putem veni și noi câteva ore. Persoanele implicate constant în lucrările de construcție ale acestei biserici spun că au văzut multe minuni în ultimele luni și au experimentat protecția și intervenția lui Dumnezeu pe tot parcursul lucrărilor. Primarul a zis, el nu ne închirează excavator, o să ne dea excavator și mașină de cărat tot pământul pe gratis. Am trasat, am început, toată lumea a lucrat ca pentru Dumnezeu și lucrează ca pentru Dumnezeu în continuare și într-un timp record. Nu a rămas niciodată fără bani la o lucrare de dimensiunea asta și de învergura, să vă dați seama că este nevoie de bani foarte mulți, dar Dumnezeu a pregătit bani în fiecare zi. Au fost frați care au venit și au dat foarte mulți bani. Nu ne așteptam. Efectiv, minunea lui Dumnezeu care se pot întâmpla în momentul ăsta, eu le-am văzut cu ochii mei. Nu s-a întrerupt lucrările nici măcar atunci când a fost ploaie. După fiecare placă de beton care am turnat-o aici, când trebuia noi practic să udăm acest beton, Dumnezeu dădea ploaie. Efectiv, la fiecare placă s-a repetat aceeași situație. Și nu am stat datorită că nu avem fonduri, nu avem bani să continuăm lucrarea. Când am avut nevoie, Dumnezeu ne-a pregătit și lucrarea a mers înainte. A fost o... consideră mâna lui Dumnezeu care s-a implicat în mod direct. Așadar, credincioșii din Picovul de Sus lucrează cu spor la pregătirea burdufului nou pentru vinul cel nou, pregătind astfel cadrul pentru ca tot mai mulți oameni să poată să ajungă să-L cunoască pe Hristos. Cei care au contribuit au fost și entuziasmați de locul în care se face biserica asta. Este un loc central, lângă liceul din Picovul de Sus, Ioan Nistor, unde învață foarte mulți copii și trebuie să le arătăm la copii și partea cealaltă a lucrurilor. Vrem să fim un punct de reper în orașul nostru. Lângă liceu este o biserică și vrem să dăm dovadă că suntem o biserică a lui Dumnezeu și ceea ce spunem și facem. Prin rugăciunile noastre vom încerca ca să-i atragem și prin activitățile care le vom face vom vrea să fim o carte de vizită a lui Dumnezeu. A fost o știre realizată de noi în toamna anului 2015, o știre pe care am înregistrat-o cu ocazia începerii de câteva luni în vremea aceea a construcției Bisericii Pentecostale Sfânta Treime aici, în centrul orașului Vicovul de Sus. Și l-avem alături de noi pe unul dintre cei pe care ați văzut deja în știre, cu 5 ani mai în vârstă decât atunci, pe fratele Mihai Burdei. Frate Mihai, sunteți păstor acum acestei biserici. Vorbiți-ne puțin, vreau să înțelegem exact de ce cum Dumnezeu a îngăduit sau de ce a îngăduit Domnul să fie aici o biserică de referință. Una din bisericile de referință în orașul Vicovul de Sus și poate ne povestiți puțin cum anume v-a ajutat Dumnezeu să o realizați această biserică. La vremea respectivă chiar ne spuneați deja de câteva luni începuse construcția bisericii și deja ați marcat câteva intervenții miraculoase ale Domnului în construcția acestei biserici. Mâna Domnului a fost cu dumneavoastră de la începutul construcției și cât de până la sfârșit. Dacă puteți să ne mai derulați puțin cum au decurs lucrurile de la acel început în mai 2014. Ca să vorbesc puțin despre faptul că localitatea noastră este în zona în care, să spun așa, în trecut au fost foarte mulți oameni credincioși, oameni chiar dacă fac parte din cultul ortodox, din biserica ortodoxă, oameni care au fost înclinați înspre credința în Dumnezeu, înspre a avea o viață morală, o viață în care l-au onorat pe Dumnezeu în modul cum ei au înțeles. Pe fondul acesta, Biserica Pentecostală a avut
un cadru foarte propice în a se dezvolta. Zona noastră are foarte mulți credincioși pentecostali. Pot să spun, primul credincios care a venit din război, din primul război mondial, a fost în zona noastră în 1917. Au evoluat, biserica s-a dezvoltat și în perioada când noi trebuia să construim biserica, eram la biserica numărul 1, o biserică ca spațiu redus, în jur de 700-800 de locuri, și noi eram acolo peste 2000 de credincioși care ne adunam. În momentul respectiv, Dumnezeu a deschis oportunitatea să, prin niște frați, să găsim acest teren aici care se vindea. Am reușit, de fapt, frații respectivi au reușit să-l cumpere și ulterior au spus, noi îl donăm bisericii ca în locul acesta, fiind o zonă centrală, să se construiască o biserică. O biserică care era necesară la momentul respectiv, având în vedere, cum v-am spus, faptul că eram foarte mulți în spațiul respectiv, când, mai ales când erau slujbe, sărbători, nu reușeam să încăpem, eram pe afară. Și Dumnezeu a deschis posibilitatea ca aici să construim o biserică. Faptul că am reușit să o construim în 2 ani, faptul că Dumnezeu, în perioada cât am construit noi biserica, practic ne-a surprins prin minuni care le-a făcut cu noi, noi le-am văzut cu ochii noștri. Am spus și în interviu anterior, dar aș vrea să spun altceva care n-am spus. Noi, în momentul când construiam biserica, aveam nevoie de lemnul pentru construirea acoperișului. Nu aveam, având în vedere că este o deschidere destul de mare, în jur de 27 de metri deschidere, trebuia făcut un acoperiș care să poată să fie realizat. Am găsit un om care el a lucrat în domeniul construcțiilor de biserici, care a venit, ne-a ajutat, dar aveam nevoie de material adecvat. În procesul nostru de a căuta, am reușit să găsim undeva la o femeie care a spus dânsa că fiul ei a pregătit materialul pentru construcția unei case cu aproximativ 7 ani în urmă. Când am cumpărat lemnul respectiv, am desfăcut modul cum era el pregătit acolo, am găsit exact lemnul necesar pentru acoperiș. Ca să spun așa, să vă închipuiți că oamenii nu taie lemn la 8 metri sau peste 8 metri formă de dulap, grosime. Am găsit exact lungimea la lemn care aveam nevoie noi la acoperiș. Și exact suficient cât am avut nevoie. Dumnezeu a avut în vedere cu aproximativ 7 ani în urmă, prin omul respectiv să pregătească ceea ce noi am avut nevoie aici. Ceva ce din nou ne-a surprins lucrul acesta. Nu numai atât. Faptul că banii necesari care am avut nu veneau nici mai mulți, nici mai puțini, exact la fazele cum evoluau, exact așa. Practic, fondurile au fost din zonă, de la oamenii de aici. N-am primit fonduri nici din afară, nici n-am făcut apel să ne ajute alții. Ne-am pus încrederea în Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a demonstrat, într-un mod miraculos, pot să spun, că are posibilitate, chiar și cu oameni care nu am avut posibilități materiale așa mari, să realizeze ceea ce s-a realizat. Și zic că este un miracol, un mod prin care Dumnezeu demonstrează și în ziua de astăzi că poate să facă minuni. Numai noi trebuie să le vedem. Mulți spun că v-ați rugat foarte mult. Cred că a fost un nucleu de credincioși care a spornit această biserică, care v-ați rugat. Poate ne vorbiți puțin despre dimensiunea rugăciunii pe parcursul zidirii bisericii și acum. De acord, este adevărat lucrul acesta. Din momentul în care s-a deschis biserica, aici era încă clădirea veche, care a fost casa vechiului proprietar. În casa respectivă, noi am amenajat o cameră și în fiecare zi de miercuri era organizată rugăciune și acolo se întruneau pentru rugăciune. Și ori de câte ori noi ne întâlneam la rugăciune, de fiecare dată, aproape, Dumnezeu găsea modalități prin care ne încuraja, prin care ne transmitea mesaje profetice, în care ne spunea, sunt cu voi,
cuvinte de încurajare, ne spunea cum să procedăm în anumite situații, ceea ce pentru noi a fost, cum să spun, un avantaj în plus, a fost ceva care, într-adevăr, ne-a legat mai mult. Tinerii mai mult, de multe ori nu puteau să participe, erau pe schele, pe sus, pe la construcție, dar acolo erau cei care nu puteau să fie bătrâni, erau copii, erau cei care, de fiecare dată când ne adunam acolo, ne întâlneam, ne rugam și Dumnezeu, de fiecare dată găsea momente prin care să ne încurajeze. Apropo de asta, știu, credeți, fiind Biserica Pentecostală deschisă la lucrarea Duhului Sfânt, credeți că Dumnezeu vorbește și astăzi, că Dumnezeu intervine miraculos? Sigur că da, deci noi credem și promovăm lucrul acesta. Și aveți așa niște gânduri, sigur că trebuie să cercetăm profeție, să cercetăm lucrurile care vin ca mesaje divine, dar credeți că este prin perspectivă profetică, un plan pe care Domnul are cu biserica aceasta și poate cu Vicov de sus, poate va vorbi Domnul ceva, chiar dacă istoria care urmează va demonstra după aceea dacă au fost de la Domnul acele gânduri. Noi aici în biserică avem un frate care cred că cu undeva în jur de 20 de ani în urmă, poate nu chiar 20, dar acum cred că sunt deja 20, având în vedere că deja avem 3 ani de când am deschis biserica, stătea la biserică alături de un frate care avea dar profetic. Fratele respectiv avea un carnețel în care își nota la o slujbă, când respectivul frate a fost solicitat să dea un îndemn, a lăsat carnețelul și el din curiozitate a fost împins să vadă ce scrie în carnețelul respectiv. Faptul a făcut că locul unde a deschis scria ceva de genul acesta: Vicovul de sus, magazin, centru, biserică. Este exact zona asta. Să nu-l surprinde, l-a închis înapoi și l-a pus acolo. Și în momentul în care noi am început biserica, dânsul a venit și a spus și lucrul ăsta. Lucrul care am spus cu cel puțin 15 ani înainte de a se construi aici o biserică, respectivul frate a avut notat lucrarea aceasta. Și au fost și altele. În momentul în care noi am demarat construcția, tot ne-am întâlnit grupul de frați care aveam de gând să... De fapt, aici suntem frații din zona centru, din zona aceasta ca și locație. Ne-am întâlnit să vedem cum trebuie să procedăm. Și Dumnezeu, din nou, printr-un mesaj profetic, a spus că, într-adevăr, lucrarea asta este de la Dumnezeu și Dumnezeu o va însoți și va da biruință. Ce să spunem? Ne-a demonstrat că ne-a dat biruință, ne-a dat harul să putem să ne bucurăm într-adevăr într-un timp, pot să spun, record. Să avem o biserică frumoasă, o biserică în care suntem o comunitate relativ tânără, bătrâni avem mai puțin, dar ne bucurăm că Dumnezeu lucrează. Perioada construcției ne-a sunat foarte mulți. Mulți au spus că am văzut reportajul de la Alfa și Omega. Noi am avut deschis atunci un site al bisericii unde postam periodic faze de la construcție și urmăream foarte mulți oameni, urmăreau, aduceau cuvinte de apreciere, ne bucurăm de ceea ce realizați, Dumnezeu să vă binecuvinteze, continuați, ne rugăm pentru voi. Erau lucruri încurajatoare lucrurile acestea și cred că faptul că emisiunea respectiv dumneavoastră ați difuzat-o, i-a făcut pe mulți curioși să găsească site-ul, să fie alături de noi perioada când am construit biserica. Ați sintetizat, zic eu așa, dimensiunea spirituală, lucrurile care caracterizează această biserică, o biserică despre care existența Dumnezeu a înștiințat din timp, a fost voia Lui, a fost o rostire profetică vis-a-vis de existența acestei biserici, poate chiar mai multe confirmări. Dumnezeu, fiind planul Lui, El l-a și finanțat. Se spune că ce inițiază Dumnezeu, El și finanțează. Da, prin oameni, bineînțeles. Dumnezeu lucrează prin oameni, dar El face asta în mod supranatural și, în același timp, Domnul, în situații cheie, Dumnezeu a intervenit clar cu semne și minuni, arătând că El este Cel care este în controlul derulării acestui proiect. Asta încerc eu să sintetizez de ce mi-a spus până acum. Vreau să vă mai întreb, legat de Vicov, da, Dumnezeu a pus această biserică exact în centru
acestui oraș Bicov de Sus. Puțin ne vorbiți cum vedeți așa ca lider acestei biserici atmosfera spirituală din Bicov. Mi-a spus la început că da, sunt și ortodoxi întrăitori ai cuvântului și oamenii sunt cu frică de Domnul mai mult decât. Vorbiți-ne puțin mai mult despre dimensiunea spirituală a Bicovului și a locului pentecostalilor, a mișcării pentecostale, a lucrării Duhului Sfânt în Bicov. Eu cel puțin am convingerea că Dumnezeu ceea ce spune împlinește. Și Dumnezeu are modalități diferite de a vorbi oamenilor. Spune Biblia că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, vorbește de multe ori oamenilor în mod personal, dar de fiecare dată când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu are în vedere să împlinească și veghează asupra cuvântului său să-l împlinească. Dacă ne gândim la perioada trecută, perioada când zona aceasta a fost, pot să spun, teatru de război, în al doilea război mondial, aici a fost frontul, oamenii din zona au fost evacuați, părinții noștri care erau în vremea respectivă erau copii, au fost duși de aici, au venit din nou în zonă după ce s-a retras frontul de aici. Exact următoarea perioadă a fost perioada de foamete, anii 47, când a fost secetă. Au trăit niște perioade critice, să spun. Dar totuși, oamenii din zona aceasta au avut frica de Dumnezeu. Vreau să spun în un alt mod, doar să vă gândiți, au promovat valorile familiei. Deși au fost vremuri critice, vremuri grele, au dat naștere la copii și Dumnezeu, fiecare copil care se naște, se naște și cu binecuvântarea specifică a lui. Chiar dacă sunt 5, 6, 10 sau chiar și mai mulți, și vorbesc că asta au fost și familii dintre ortodoxi care au copii foarte mulți, și la fiecare Dumnezeu le-a dat binecuvântarea necesară. Trăim într-o zonă unde nu este nici agricultură, suntem o zonă de la poalele munților, nu este nici industrie, suntem pe graniță cu Ucraina și nu s-a avut în vedere să se dezvolte zona din punct de vedere industrial, având în vedere că este pe zona de graniță. Drumurile sunt, să spun așa, înfundate, nu duc mai departe decât duc până la noi. Și mai departe nu, că suntem localitatea frontieră cu Ucraina. Toate acestea au fost dezavantaje pentru zona noastră. Dar Dumnezeu, chiar dacă, din punct de vedere omenesc, nu sunt posibilități, Dumnezeu are în vedere și poate să binecuvinteze modurile, Dumnezeu le are hotărâte de El. Vreau să vă spun doar o scurtă experiență, un scurt fel, să spun așa, cum Dumnezeu a lucrat. Pe vremea când încă eram sub regimul comunist, în zona aceasta a trăit un om, să spun așa, acum este trecut la Domnul, care s-a axat pe confecționarea încălțămintei. Nu era ușor, era greu atunci. Comuniștii erau interesați doar în fabricile de stat să se producă. Ca mic întreprinzător nu puteai să faci mare lucru. Dar dânsul s-a axat în felul acesta și la atelierul lui a învățat și alți tineri, copii care au învățat confecționarea încălțămintei. Lucru care a luat o amploare de așa manieră încât astăzi Bicovul este recunoscut, aș putea să spun, în toată țara și, de ce nu, și în afara țării, ca zonă unde se fabrică încălțăminte. Zonă care acei mici întreprinzători care în perioada respectivă au învățat de la acel om cu inițiativă, acum să fie oameni care dețin o afacere, au angajați la rândul lor, au fabrici bine dotate, fac încălțăminte de calitate și dacă perioada respectivă de la Bicov majoritatea oamenilor plecau să lucreze în zona Rădăuți, Suceava, chiar la distanțe foarte mari, acum asistăm la fenomenul invers. Oamenii din împrejurim vin să lucreze în Bicov. Pentru tinerii din Bicov a fost oportunitatea ca mulți din ei să nu trebuiască să plece peste hotare, să rămână aici, să aibă un loc de muncă, să poată să se dezvolte și, având în vedere că Vicov este o localitate cu oameni harnici, oameni care muncesc, oameni care
își fac datoria, s-a putut realiza și ca zonă să se ridice, să facă, să fie o zonă, spune eu, prosperă. Situată în nordul extrem al României, la granița exact cu Ucraina. Exact acolo unde nu s-a aștepta să fie așa ceva, Dumnezeu a putut să facă lucrul acesta. Vă propun să urmărim o scurtă secvență înainte de a realiza această emisiune. În Vicov am avut câteva mărturii înregistrate și vreau să facem o selecție. Doi dintre veteranii locului din Mișcarea Pentecostală, Mitruț și Georgică Iliuț, am încercat să le spun exact numele, ne-au spus despre vremea acelea de început și au avut și ei perspectiva lor, chiar dacă sunt oameni în vârstă, la pensie, privind începuturile unei binecuvântări în zona de business, de afacere, în zona aici, în Vicov, pentru că e cunoscut Vicov și din acest punct de vedere. O zonă, nu cum a spus, nu foarte dotată, generos dotată în plan natural, cu resurse, cu agricultură dezvoltată, cu industrie dezvoltată. Iată că Dumnezeu a găsit cu cale să binecuvânteze această zonă din motive pe care deja ați început să le enumerați. E o zonă binecuvântate de Dumnezeu. Avem vreo 15 firme de cizmărie, până au ajuns și pe la București, pe la conducere și au spus, zice, voi Vicovo, nu numai că încălțați, zice, România, voi vreți să încălțați și Europa. Sunt firme care mii de încălțăminte, câte o mie de încălțăminte, i-a spus, gândeți, sunt 15 firme de încălțăminte, firme de reparat auto, firme de mobil și de totul. Tineretul care este mai rămas aici, mai lucrează aici. Avem de unele dat de lucru și se prezintă la casa Domnului. Fratele pastor care au vorbit și cu fratele, așa și cum frate venit din, a fost în Coreea de Sud, a fost acum, tot anul acesta. Și acolo au văzut a majoritatea, cât de mulți și mari adunări sunt acolo în Coreea. Și a fost o vizitată adunarea din Coreea și de acolo în Coreea, în fiecare dimineață, când pleacă la serviciu, te opresc cu mașinile înainte de a merge la o oră de rugăciune. Avem vreo câteva luni de zile cu primăvară până acum, aici în fiecare dimineață la noi, de la 5:30 până aproape la ora 7 dimineața, la rugăciune toți vin, care merg la servicii, la cizmării, la alte lucruri, pe unii sunt elevii, lasă cu ghiozlanele în spate, vin, lasă-l în camera mamei și copilului la rugăciune. După o oră de rugăciune, îți iau ghiozlanele și se duc la școală și vin mulțumiți că Dumnezeu îi binecuvintează muncă, îi binecuvintează la școală, pentru că începe o zi cu Dumnezeu de dimineața, în răcoarea zilei, când nimeni nu mai mișcă, atunci numai Dumnezeu privește la cei și se închină. Dragii noștri, înainte dimineața de a pleca la servicii, de unde sunt birouri, plecați-vă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu vă acroti în călătoriile voastre cu mașinile pe drum. Că Dumnezeu așa spune, că o crotește pe cel neprihănit și îl ferește de toate necazurile și primejdile. Acum mă gândesc, și vreme bună trăim noi, și vreme o binecuvântat Dumnezeu, cum spunea frasă, că la noi, că localitatea noastră e foarte binecuvântată, aproape de toate localitățile din țară, pentru ce-i binecuvântată? Pe cum a spus fratele meu, că din primul război mondial a venit un frate care a venit prima dată din Pușcai, adică din război, primul război mondial, și a dus pocăința în țară. Și la noi a fost o pocăință, când oamenii s-au pocăit și au fost pocăiți adevărați. Și am slujit pe Dumnezeu. Când am venit la noi la pocăință, acum cum să vă spun eu dumneavoastră, că auziți mulți, îți auzi și așa vă spun, a fost o pocăință reală și Dumnezeu a binecuvântat certatea noastră, care am unii gândim și eu mă gândesc cum era pe frasă, că i-am prins pe frasă și ea care s-a pocăit primii,
pe anii 20, 20 și ceva până la 30 și am prins pe frasă și în adunare și cum o trăit și cum a fost binecuvântat și îi prindea la adunare, îi dușe cu scaunele în spate când îi prindea pe timpul lecționarului, pe timpul lui Antonescu. Că aici la noi am fost aici la nord, aici și nu a fost granița. În 39-40 s-a pus granița când s-a vândut nordul Bocovinii, l-a luat rușii, nu știu cum l-a luat ei. Și aici, în pădurea asta, aici au venit la vânătoare și regele Mihai și a fost o zonă binecuvântată la noi. Și Dumnezeu a binecuvântat și frața care a venit la pocăință, a ținut pocăința cum scrie Evanghelia. A fost o scurtă contribuție, o selecție de mărturii de la doi frați veterani ai credinței, Mitruție Georgică Ilius, care ne-au spus cum au văzut ei motivele binecuvântării vicovului și în zona aceasta a binecuvântărilor, a binecuvântărilor materiale. În fond, aceasta credeți că este o rădăcină a, unii spun, un spirit de antreprenoriat, să zic așa. Alții folosesc alți termeni. E ceva mai special aici în Vicov, care n-are o explicație naturală. Da, a pornit de la cineva care a venit cu această meserie și mulți din copiii, mulți de la număr de aici, au fost acolo ca ucenici și s-au dezvoltat, nu știu câte 10, 15, 20 de întreprinderi sunt acum în zona aceasta, încălțămintelor, pielăriturilor. Poate chiar mai mult. Foarte mulți. E cunoscută această zonă Vicov, Bivolărie, tot ce ține de orașul Vicov, ca zona care mulți spun încalță România și chiar dincolo. E și altceva care explică acest boom, pentru că sunt și alte business-uri aici în Bucovina de Nord. Cunoaștem și alți oameni de afaceri prosperi. Ce să spun eu? Știți, de multe ori, omul când nu are alte oportunități, se leagă de ceea ce, posibilitatea care o are. Ce are în mâna de lui. De ce are în mână. Aici, nefiind alte posibilități, nefiind alte surse, alte oportunități, să zic, de afaceri. Ulterior, datorită faptului că s-au dezvoltat, s-au mai dezvoltat și alte compartimente, alte sectoare, să spun așa. Dar, în prima fază, nefiind alte posibilități, omul s-a axat pe ceea ce a putut să facă. Și a încercat să facă cât se poate de bine și de cu simț de răspundere, pentru că singura șansă era decât să meargă să facă, să zic, naveta, sau decât să meargă într-o altă zonă prosperă să lucreze, a zis, mai bine stau acasă, în zona unde am născut, lucrez aici, chiar dacă venitul este mai mic, cheltuielile sunt și ele mai mici și pot permite să trăiesc în felul acesta. Interesant, important. Spunea un frate pastor, o să înserăm imediat și o bucățică de interviu mai lung care am făcut cu el, că el venind ani în urmă, mulți ani în urmă aici în Bucovina, a realizat că aici nu... Oamenii sunt altfel, care dacă nu sunt toți pocăiți sau pentecostali sau baptiști, vorbesc altfel, nu jură, vorbesc frumos, le frică de Domnul. Ca și cum ar fi regiunea aceasta altfel, parcă n-ar fi în România. Nu vreau să jignesc pe nimeni din cei care ne urmăresc. Dumneavoastră sunteți un om al locului, poate ne vorbiți și despre asta puțin. Vedeți și o diferență mai veche, nu neapărat acum în niște moștenirii de după Revoluție. Vedeți ceva din, poate uitându-vă în copilărie dumneavoastră, în modul care a trăit aici decenii bune. Și altceva legat de atmosfera din zona aceasta. Este adevărat. Eu am avut ocazia în perioada când am făcut armata să merg în altă zona țării. Ceea ce m-a frapat cel mai tare a fost modul cum oamenii foloseau înjurături. Ceea ce s-aducea ofensă la adresa lui Dumnezeu. Pe mine, dacă vreți să mă crezi, mă strângeam în spate când auzeam numai ce pronunțau. Ceea ce în zonă, la mine, niciun om nu, chiar dacă mai spun anumite, să zic, dar le spun așa, în fond, mai glumeț, să spun, sau lucruri adresate într-un alt mod, nu la adresa lui Dumnezeu, înjurături la adresa lui Dumnezeu, nu s-o, deci asta nu s-o practicat, nu s-o făcut în zona aceasta să fie
Cred că chiar Dumnezeu în felul acesta revoltă, la, revoltă împotriva lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu onorează lucrul ăsta. Din, așa cred eu cel puțin, că în momentul în care omul îi acordă lui Dumnezeu respect, se închină lui Dumnezeu. Dumnezeu, la sutașul Corneliu, faptul că spune că rugăciunile și milostenile tale au ajuns până la Dumnezeu și Dumnezeu și-a adus aminte de ele. Consider că și lucrul ăsta, Dumnezeu a făcut ca mulți oameni să-L înțeleagă pe Dumnezeu într-un alt mod, mai îndeaproape. Și felul, faptul că ei au trăit într-un mod în care L-au căutat pe Dumnezeu. Cum au știut ei? Într-un mod simplu. Cum au înțeles? Dumnezeu li s-a descoperit. De asta cred că zona aceasta are un număr foarte mare de credincioși, credincioși practicanți, oameni care îl onorează pe Dumnezeu. Chiar și, dacă vrem să ne referim și la domeniul afacerilor, chiar și prin afacerile lor. Sunt oameni care ajută și în zona aici vin din toate zonele țării, eu cel puțin, dacă într-o zi nu mă întâlnesc cu unul, doi, toți vin, solicit ajutorul. Nu spune că chiar toți merită ajutați, că vin și poate, dar majoritatea care au probleme reale. Vin la Vigov să găsească ajutor, da, sprijin. Da. Financiar, de ce să mă spune, da, și material. Financiar, da, financiar, material. Într-un fel, v-am zis vestea că vă merge bine aici și lumea găsește sau nu găsește explicații, știe că sunteți o zonă binecuvântată. Recunosc acest lucru și încercăm în această discuție să identificăm câteva din cauzele pentru care Dumnezeu binecuvântează această zonă aparentă ca oricare alta, dacă nu chiar mai săracă și mai puțin dotată, să zic așa, în mod natural. Și când prin ceea ce Dumnezeu îți dă și prin ceea ce Dumnezeu îl onorezi pe Dumnezeu dând partea Domnului, este ceea ce îi place lui Dumnezeu lucrul ăsta. La o mână închisă nu se mai poate pune în ea. Că nu, niciodată nu este unde. La o mână care se deschide și cade în ea, dar și Dumnezeu poate să pune acolo. Să urmărim o scurtă contribuție, vă spuneam, de un pastor din această zonă, unul din liderii mișcării pentecostale. Câteva contribuții, primind impresia lui despre atmosfera spirituală pe care am întâlnit-o în urmă cu mai multe decenii când am pășit aici, în zona Bucovinei. Un frate de la noi a mers în Banat, în Gătaia. Și acolo învăța cizmăria. Fratele respectiv nu e departe de mine, acum el nu de mult a plecat la Domnul, dar a trăit până acum nu de mult, 87 de ani, cam așa ceva a avut când a murit. Și el a adus, i-a spus medicul de acolo că era bolnav cu inima, de unde ești? Din Bucovina. Zice, domnule, du-te acasă dacă vrei să mai trăiești. Dumneata, ai nevoie de altă climă. Asta nu se adaptează organismul dumitale la clima asta. Și el a venit înapoi. Și ce a făcut? Asta a fost o chestiune de la Dumnezeu. El a învățat să facă pe vremea aia pantofi, oteri. Era aia la mod atunci. A venit aici și a început să facă pantofi și văzând frații noștri, având familii mari, i-a lăsat să meargă la el să învețe cizmărie. Și el a avut ucenici, avea ucenici, 10, 15 și 20 de ucenici, cât au avut el atunci, mulți. I-a învățat cizmărie, asta a fost în anii 80, 82 sau 84, el a venit înapoi, am uitat acum exact. Și i-a învățat ucenici care la Revoluție deja ei au început să-și facă acasă fiecare atelierul lui de cizmărie și s-a umplut Vihovul de cizmari. Și la Revoluție, după Revoluție, imediat, dar și la Revoluție, ăștia deja au început să-și cumpere mașini, că erau familii din astea cu mulți copii, care aveau câte 2, 3, 4 și 5 mașini Dacia atunci, imediat, în ograda lor. Ei, asta au făcut să fie un pic, deci lumea prosperă, nu a fost înainte chiar așa. E adevărat că au avut o civilizație, o cultură un pic din vest, că au fost prinsă în Austro-Ungaria, Bucovina. Deci era pe vremea aceea cu Transilvania la un loc. Au fost izolați de Moldova și țara românească cum era. Era doar înprinsă în partea cealaltă. Au avut civilizație, dar nu au avut potențial economic. Că trăiau oamenii, lucrau la pădure. Eu am făcut naveta la Rădăuț, nu? Am făcut 20 de ani naveta cu autobuzul la Rădăuț, a lucrat acolo. Peste 20 de ani, nu? Acum, după Revoluție, a noștri, pocăiții, că ei au pornit cel mai tare, că ei au făcut firmele, după aia ceilalți nepocăiți.
suntem din nou alături de fratele Mihai Buzdei pentru ultima parte a discuției noastre. Spuneți că sunteți un om al locului. Știu eu, nu pierd ocazia când sunt oameni noi invitați în emisiunea noastră să vă întreb cum anume v-ați întâlnit cu Dumnezeu. Unii care s-au născut în familii de credincioși spun, eu aproape în mod natural am mers pe calea credinței. Alții care vin din medii atee sau mai puțin, spun că am avut o întâlnire miraculoasă, supranaturală. Cum v-ați întâlnit cu Dumnezeu? Acum ați slujit pe Dumnezeu la o vârstă, nu vreau să vă întreb ce vârstă aveți, dar de mulți ani sunteți liderul acestei biserici de impact în zona Picov. Dar cum l-ați întâlnit pe Dumnezeu? Eu pot să spun că n-am avut ocazie într-un mod extraordinar să spun că m-am întâlnit cu Dumnezeu datorită faptului că m-am născut într-o familie care la vârsta de un an, când aveam eu un an, s-a întors la Dumnezeu. Dumnezeu a cercetat pe părinții mei și s-au întors la Dumnezeu. Având o vârstă relativ fragedă, n-am reușit să zic să am contact cu lumea într-un alt mod. Și am primit o creștere bună din partea părinților, am avut ocazia să cresc în cadrul bisericii, ceea ce mi-a și plăcut. Mi-a plăcut cadrul bisericii, mi-a plăcut atmosfera în biserică și am continuat, nu forțat, pot să spun, nu părinții m-au forțat, ci din dragoste, din alegerea mea proprie, am ales să rămân în continuare în Biserica Pentecostală, lucru care îl fac și astăzi. Trebuie să vă mai întreb ceva legat de lucrarea Duhului Sfânt. Mulți spun că supranatural care se întâmplă în special în zonele pentecostale sau bisericile mai poate libere, este datorită credinței extraordinare în lucrarea Duhului Sfânt. Cum, unde îl vedeți pe Duhul Sfânt aici în Biserica Sfânta Treime din Vicovul de Jos sau în viața de sus, iertați-mă, sau în viața dumneavoastră sau în viața în general a comunităților din nordul, din Bucovina de Nord, să zic așa? Nu puteți spune, Duhul Sfânt se manifestă în toată lucrarea, de la convertire care Duhul Sfânt o face, continuând mai departe convingerea omului cu a-l ajuta pe om să renunțe la viața de păcat și în continuare și în lucrarea de slujire, Duhul Sfânt se implică. Deci nu putem spune că Duhul Sfânt doar prin manifestările darurilor Duhului Sfânt se manifestă. Se manifestă în toate domeniile. Noi acum trăim perioada Harului, când Duhul Sfânt este acela care lucrează prin oameni și face ca această lucrare să se dezvolte. Biserica este lucrarea în care Duhul Sfânt se manifestă. Biserica însăși este pregătită prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care lucrează în biserică și, așa cum spuneam, prezența darurilor Duhului Sfânt, care este specifică Bisericii Pentecostale, noi apreciem, pentru că, așa cum spune Biblia, toate darurile Duhului Sfânt sunt prezente în biserică. De multe ori noi vrem să coordonăm noi, dar ele se manifestă într-un mod care Dumnezeu hotărăște. Dumnezeu dă daruri, Duhul Sfânt este cel care dă daruri atunci când vine peste om. Dacă în vechime Duhul Sfânt se manifesta într-un alt mod, să spun așa, doar ocazional venea peste prorocii vechi testamentali, în Noul Testament noi credem și experimentăm și noi ca și biserică prezența Duhului Sfânt permanent în om. Duhul Sfânt spune este cu voi și în voi. Duhul Sfânt este cel care ne ajută pe noi atunci când suntem în momente critice ale vieții. Duhul Sfânt este cel care ajută atunci când, spre exemplu, trebuie să facem o lucrare de amploare. Tot Duhul Sfânt este cel care ne ajută. Duhul Sfânt este cel care ajută pe cei care propovăduiesc Evanghelia prin ei, prin lucrarea care ei o fac. Duhul Sfânt este prezent. Noi nu putem spune că Duhul Sfânt doar este atunci când este darul prorociei. Este și atunci, dar este în toate compartimentele, în toate fazele de lucrare care se desfășoară în biserică. E important că ați menționat aceste câteva lucruri de principiu, dintr-o lecție care putea să fie de câteva ore, despre Duhul Sfânt. Faptul că Duhul Sfânt este totuși cel care vă conduce și pe dumneavoastră personal și această biserică și tot ce se întâmplă prin această biserică. Am încercat eu să trag o concluzie. Sigur că da. Deci este adevărat lucrul ăsta. Noi punem un accent deosebit
pe călăuzirea Duhului Sfânt. Ca oameni, de multe ori știți, părerile noastre nu sunt totdeauna cele mai bune, dar când lăsăm sau suntem sensibili și lăsăm ca Duhul Sfânt să ne direcționeze, să ne dirigeze, Duhul Sfânt alege pentru noi lucrurile cele mai bune, pentru că Duhul Sfânt, spune din Cuvântul Dumnezeu, mijlocește pentru noi, că noi de multe ori nici nu știm cum să ne rugăm. Sunt situații în viață când îți stă în față ceva care nu ai de unde să știi că poate fi, dar Duhul Sfânt care știe, Duhul Sfânt de multe ori te călăuzește și chiar te rogi pentru problema respectivă. Te trezești că ai ascultat din demnul Duhului Sfânt și ai abordat problema respectivă și chiar ai întâmpinat-o. Moduri prin care e greu să explici unui om cum vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul. Dar cel care este călăuzit de Duhul Sfânt nu poate să explice, doar e mult mai greu să explici, dar atunci când experimentezi în mod personal, înțelegi mult mai mult decât ceea ce eu reușesc în cuvintele mele să spun. Acum, așa, pe final, în afară de a păstori această biserică, sunteți parte din, așa, duhovnicește vorbind, din echipa de lideri, de păstori care sunt în această zonă și care doriți bine, doriți transformarea acestei comunități. Deja s-a început o transformare, deja impactul bisericilor creștine, pentecostale, baptiste și chiar ortodoxe este mai mare în zona aceasta decât în alte zone. Cum vedeți că pe viitor Dumnezeu vă cheamă, chiar punându-vă aici ca biserică în centrul orașului și ca biserică în toată zona aceasta? Cum credeți că Dumnezeu vă cheamă să impactați societatea, vorbind în sensul cel mai larg al cuvântului? Sigur că o parte este convertirea credincioșilor care la rândul lor, în locul lor de muncă, slujesc pe Dumnezeu. Dar așa credeți că e o chemare și corporativ peste bisericile Domnului din această zonă, dincolo de Biserica Sfânta Treime pe care o păstoriți? Sau inclusiv biserica aceasta? Într-adevăr, este adevărat că biserica se mulțește și prin, în mod natural, prin nașterea de copii, dar noi ca și biserică avem ca și proiect și ieșirea în afara zidurilor bisericii. Acum, dacă ne gândim la perioada care o trăim, nu este ca atunci când era după Revoluție, când evanghelizările se făceau pe stadioane, prin marile centre unde credincioșii propovădeau Evanghelia. Oamenii deja și-au schimbat puțin optica. Cred că acum mai mult modul de a evangheliza, vorbesc în zonă, este prin exemplu personal, discuția de la om la om, prin acele fapte de caritate de multe ori care le facem. Dumnezeu, în momentul în care noi am finalizat biserica, ne-a dat de lucru și, să spun așa, în afara bisericii. De când am terminat biserica, am avut ocazia să construim la 3 familii case, familii care au fost, a căror locuințe au fost distruse de incendiu. Mobilizarea care am reușit să o facem, faptul că am reușit să ajutăm aceste familii într-un timp scurt să poată să aibă un loc, o casă, un loc unde să poată să locuiască, a fost un impact pentru oameni. Au văzut că noi, nu doar la nivel de vorbe, la nivel de fapte, pentru că pocăința nu este doar la nivel de vorbe, este prin ceea ce demonstrezi în mod practic, ceea ce faci, oamenii când văd, zic, da, oamenii ăștia și trăiesc. Dacă nu împlinim ceea ce spunem, suntem ca o ramă sănătoare, ca un chimbaz zângănitor, doar batem din gură și atâta tot. Dar în momentul când, într-adevăr, facem ceva mai mult, oamenii văd și înțeleg și vorbește mai mult lucrul acesta. Este o vezi în care spune că fapta ta să vorbească zilnic de Iisus. Și mai am o ultima întrebare. Sunteți aici în zona, la limita de nord a României și atât în vechime, prin, cu siguranță, rugăciuni care au fost făcute în zona mănăstirilor, ca repere ale credinței ortodoxe de-a lungul decenilor și veacurilor. Cum vedeți faptul că sunteți puși aici chiar la granița de nord cu Ucraina? E motiv în plus să vă rugați pentru frații de dincolo, că oricum Evanghelia se răspândește mai greu dincolo, de exemplu. Să vă rugați, fiind aici la granițele România, pentru protecția României. Aveți așa niște gânduri ca biserica mai tânără, deschisă, faptul că Dumnezeu a pus Vicovul de sus aici la
forțele de nord ale României. Poate un demn de rugăciune și pentru alte biserici din România care să vadă poate altfel trăirea lor cu Domnul. Noi obișnuim să ne rugăm pentru Ucraina, având în vedere că ne desparte doar, este o pădure aici, între noi și ei. La ei este zona de război. Nu ar fi fost nimic care să împiedice să ajungă și în zona noastră. Ne gândim la faptul că Dumnezeu ne-a lăsat chiar să fim oameni care să veghem, nu în alt mod, prin rugăciune, rugându-ne atât pentru România, pentru pacea țării, cât și pentru Ucraina, pentru că ne gândim că în zona de dincolo sunt români, nordul Bucovinei este în Ucraina, sunt frații noștri care sunt acolo, sunt oameni care vorbesc limba română și noi avem legături, relații cu ei, ne rugăm pentru zona respectivă și acum ca să spun și despre faptul că subiectul a fost și profeția. În momentul în care, înainte de a se declanșa războiul în Ucraina, prin profeție a fost un cuvânt că se declanșează, de așa a fost, se declanșează un conflict, dar la hotarele țării noastre erau niște lumini care vegheau și conflictul respectiv nu va afecta zona noastră, să fim liniștiți. Chiar dacă va fi destul de aproape, Dumnezeu va proteja și va ocroti. Acum nu știm cât Dumnezeu a împlinit, ne-a ocrotit și credem că ne va ocroti, dar datoria noastră este să ne rugăm permanent, pentru că Biblia ne învață să ne rugăm pentru pacea țării, pentru binele țării în care trăim, pentru că de fericirea țării atârnă și fericirea noastră. Și consider că este de datoria noastră, ca și credincioși, prin ceea ce facem, prin modul cum îl slujim pe Dumnezeu, prin modul cum ne rugăm și insistăm înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să lase pace și în țara noastră, să lase bunăstare, nu numai peste zona noastră, peste toată România. M-aș bucura ca cei care sunt plecați peste hotare să poată să găsească în România un loc de muncă, să se repatrieze, să se unească din nou familiile, pentru că nu este ușor. Unul din părinți să fie plecat, copiii să fie singuri, în seama bunicilor. M-aș bucura ca Dumnezeu să binecuvinteze România și toată România să fie prosperă. Și de ce să nu spun? Prin ceea ce facem, să-L onorăm pe Dumnezeu. Da, mulțumesc, frate mea, Bârzei, pentru acest gând final pe care l-ați avut. Iată că provocările de aici, din Vicovu de sus, pentru România, sunt nu numai cele de a trăi o viață cu Domnul în acord cu principiile Lui și de a fi o binecuvântare pentru cei din jur, dar și o provocare pentru rugăciune, atât pentru binecuvântarea țării, cât și pentru protecția țării, cât și pentru cei plecați de dincolo, pentru temporar, ca să muncească, ca să găsească, să regăsească în România un loc binecuvântat. Într-adevăr, mulțumim pentru această discuție și credem că Dumnezeu are un plan cu biserica pe care o păstoriți și numai cu această biserică, pentru întreaga comunitate creștină, dincolo de confesiune pe care sunt, cred eu, cheia binecuvântării acestei zone, care cred că este tot mai mult o provocare pentru restul comunităților de creștini din întreaga România. Dacă aveți un gând final la această concluzie, a fost o concluzie a mea, cel puțin după ce v-am ascultat și după ce am luat mai multe interviuri în Bucovina și în zona Vicov. Sunt de acord cu ceea ce a spus. Cred că biserica, și nu numai biserica pentecostală, toate bisericile în perioada aceasta în care trăim, ar trebui să ne unim, să strigăm la Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvinteze România, ca Dumnezeu să lase pace peste România, ca Dumnezeu să binecuvinteze autoritățile din România și să protejeze România de curentele murdare care încearcă să-și găsească locul peste noi. Ca națiune, noi proclamăm și spunem că suntem o națiune creștină. M-aș bucura să ținem la valorile creștine, pentru că Dumnezeu onorează pe cei care, într-adevăr, îl respectă și îl slujesc. Mulțumesc pentru această concluzie. A fost o discuție specială pe care am avut-o aici, în Biserica Sfânta Treime din Vicovu de Sus, cu pastorul acestei biserici, Mihai Bujdei, pe care l-am revizitat, reîntâlnit după 5 ani,
cu ocazia cu care am realizat un prim reportaj la începutul clădirii, zidirii acestei biserici. Credem noi una din repele de credință ale nordului țării, aici la granița cu Ucraina. Pe săptămâna viitoare, Dumnezeu să vă binecuvânteze.